Bine, v-am regăsit, oameni buni. Așa cum ați văzut în prima transmisiune live, am fost în call center-ul Direcției de Sănătate Publică Prahova. Astăzi am discutat cu cei de aici și, de comun acord cu ei, am decis să vă arătăm chiar de la fața locului ceea ce se întâmplă. Față în față cu mine acum, la distanța prevăzută de lege, este chiar directorul Direcției de Sănătate Publică Prahova, domnul dr. Bogdan Nica. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, domnul Vasilescu, noastră și celor care ne urmăresc. Parcă mie nu știu cum să salut acum cu bună ziua, dar, mă rog, Da, asta e. Să sunt... sperăm că e o zi mai bună astăzi ca ieri și mâine nu mai bună ca azi. Haideți să trecem direct la subiectele care ard. Vom vorbi doar pentru câteva minute, pentru că telefoanele aici sună în continuu, cu greu am reușit să-l rupem pe domnul doctor Nica să stăm de vorbă câteva minute, pentru că telefonul dânsului sună exact cum sună cele din call center-ul de la partea instituției. Am înțeles că nu vă plângeți, că toată lumea e la muncă, să Da, stau. nu avem probleme în județul Prahova, atât colegii din spitale, cât și noi la Direcția Sănătate Publică. Ne vedem de treabă în măsura în care și cetățenii au mai multă înțelegere ca de obicei, pentru că foarte multă lume este speriată, e adevărat, foarte multă lume este curioasă, e adevărat că și modificările legislative care au apărut ne dumeresc pe mulți și aș vrea să fac câteva precizări foarte scurte. Deci Prahova, chiar dacă au apărut tot felul de informații, pe blog, pe rețele de socializare, la anumite televiziuni, nu are în momentul de față o situație epidemiologică disperată. Are câteva cazuri, s-au comunicat pe grupul național de comunicare strategică câte sunt, are și 10 vindecați, sperăm ca astăzi să se mai confirme câțiva, așa că nu văd de ce ne-am speriat. Asta nu înseamnă, boala fiind la unii destul de severă și riscul infecțios, că trebuie să lăsăm garda jos, să începem să umblăm pe stradă, să începem să spunem că este o conspirație sau alte prostii care le-am văzut și eu. Atât cât ne permite legislația și cât ne Corect. permit deciziile grupului de comunicare strategică. Știți că au apărut acele cifre cu 250 și ceva, 260 de cazuri confirmate Nici în Prahova. vorbă, nici vorbă. Deci nu avem, pot să vă spun că nu avem niciun caz deosebit de grav în momentul de față. Toți pacienții primesc tratament, iar cifrele sunt aberante. Sperăm, Doamne ferește, epidemia, din păcate, în toate țările se întinde. Ați văzut asta și Germania a început să aibă mult mai multe cazuri decât avea, cu tot sistemul lor și multe alte țări. Toată problema ține de cetățeni acum. Să stea acasă. Văd în fiecare zi, în afara orelor stabilite prin noțiunea sanitară, oameni plimbându-se cu mâinile în buzunare. Chiar ne putem plimba pe curte, ieșim la balcon, ieșim pe geam. Oameni buni, nu e glumă. Este o infecție virală care poate da la cei care au și probleme preexistente de sănătate. Mă refer la diabet, mă refer la hipertensiune arterială, mă refer la alte boli cardiovasculare, la neoplasme. Poate da o simptomatologie extrem de severă care să impună suport ventilator și tratament agresiv. Și rata de succes a tratării acestor bolnavi nu e foarte mare. Și atunci, persoanele care știu că astfel de afecțiuni, fac un apel, l-au făcut și alți colegi, îl fac și eu, să facă tot posibilul să se protejeze. Ba, mai mult decât atât, rudele acestora, care au venit din țări străine, care nu mai au loc de muncă acolo, sau au considerat că e bine să vină în ciuda apelurilor disperate ale autorităților în țară, Și înțelegem că va veni un nou val de... vin în fiecare zi oameni, este normal să-i primim, sunt cetățeni români, sunt ploieșteni, sunt oameni care au expirat contractul de muncă, s-au închis fabricile, nu au unde să stea, înțelegem, sunt alți cetățeni mai puțin legal contract de muncă, dar toți sunt oameni, toți sunt români, toți sunt ploieșteni sau prahoveni Dar și trebuie să respecte această toți trebuie perioadă. să știe că pe această epidemie, regulile, nu numai la noi, în toată lumea, sunt să stea 14 zile în carantină. Din nefericire, și iarăși fac un apel, hotelurile de 45 stele și unii primari nu au dorit să sprijine acest efort național. Și atunci o să trecem probabil și la măsuri mai dure, atât noi cât și prefectura, pentru că acești oameni trebuie să stea. Noi nu știm, n-ai cum să depistezi, chiar și cu acel celebru test real-time PCR, n-ai cum să depistezi într-o fază incipientă boala, pentru că concentrația de virus în mucoasa nazală și bucală e foarte mică. Și atunci, singura soluție pe plan mondial adoptată este această carantină, de la Statele Unite la Israel, trecând pe Rusia și China. Bun. Nu sunt cele mai bune spații, mai vorbesc câteva Vă rog. secunde. Ce s-a putut găsi într-un timp foarte scurt, pentru că noi nu știm, nu știe nici poliția de frontieră, nici poliția Prahova, nimeni nu știe câți oameni vin mâine, pentru că ei vin în frontieră și de acolo noi primim informații. Și în momentul ăla ne pregătim. Spațiile trebuie vizate, astfel că dacă vine un cetățean care nu e infectat, îl carantinăm, să nu vină în contact cu alt cetățean
pe care în carantină. Să nu se îmbolnăvească unul de la altul. Și atunci lucrurile astea sunt destul de complicate, destul de riguroase, nu întotdeauna sunt cele mai bune condiții de cazare, nu stăm la 6 stele pe banii statului. N-am venit în concediu. Exact. Este o necesitate atât din partea cetățenilor și o necesitate și din partea noastră. Deci, ca să închid subiectul ăsta cu carantina, prea multă înțelegere, probabil și unii oameni care sunt în carantină au probleme, au ceva de reclamat, au ceva de comentat. Îi rog, în limita posibilităților, să fie decenți, să înțeleagă situația de criză pe care trece această țară și să fie indulgenți atât cu personalul meu, cât și colegii din jandarmerie sau ISU care asigură celelalte servicii. Astfel de apeluri ca dumneavoastră facem și noi permanent și vom continua să facem. În primul rând trebuie să fim responsabili. E clar, oamenii întregi la minte știu ce au de făcut. Au înțeles, respectă, i-am văzut și prin oraș, se comportă civilizat și în magazine, respectă distanța. Deci, în general, putem spune că nu suntem o țară civilizată. Din păcate, sunt și unii care strică, dar n-are sens să insistăm foarte mult acolo. Sunt câteva probleme în Prahova și una dintre ele pare să-și fi găsit rezolvarea, cel puțin pentru moment, scandalul de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Da, n-aș spune chiar scandal. Au fost niște tensiuni, au fost niște postări, au fost niște medici care au verbul la ei, care au stârnit comentarii și distribuiri rețele de socializare. Am fost alături de domnul prefect Cristian Ionescu și de domnul președinte Toader la o discuție, zic eu, colegială și prietenească cu șefii de secție și cu alți colegi de județean, unde s-au expus toate punctele de vedere. Între timp am primit și materiale și sugestii din partea domniilor lor. E adevărat, există o tensiune între medici și eu ca medic și ca coleg. O înțelegeți, este firească. Este firească și mai este un aspect pe care medicii, epidemiologii, am câțiva prieteni care au lucrat cu Organizația Mondială a Sănătății în epidemii de Ebola și mai departe. Medicul, odată când se trateze bolnav, și doi, trebuie să se protejeze pe el. Chiar dacă am văzut el atacuri și omul, dacă nu se protejează, acel medic poate infecta o secție întreagă. Sau colegii lui medici. Sau dacă este un medic foarte bun, să spunem un chirurg eminent, s-a îmbolnăvit și automat e scos din schemă. Un alt chirurg va trebui să opereze în locul lui care nu s-a îmbolnăvit, care poate era de bun, că nu e de experimentat. Sau scoate din schemă o secție întreagă, s-a întâmplat la Suceava, din nefericire. Și atunci, cred că colegii mei au tot dreptul să solicite protecție cât de bună se poate. Știți că e o criză mondială, nu în România, deci nici nu mai stă nimeni să facă licitații, unde ai găsit, ai luat. Am descoperit că există aceste materiale, erau niște probleme de aprovizionare sau, mă rog. Bun, continuă să vină materiale și din sponsorizări. Din materiale, întotdeauna și astăzi, pentru stația județeană de ambulanță, și mulțumim pe această cale unei societăți, le donează un număr de viziere în acea de plastic, astfel încât la recoltare colegii de ambulanță să se infecteze. Mai vin și pentru Spitalul Câmpina și noi din DSP am distribuit aproape jumătate de stoc tot pentru Spitalul Câmpina să protejăm colegii care vor fi în prima linie. Sunt convins că și Consiliul Județean face toate eforturile pentru a dota Spitalul Județean și Consiliul Municipal Ploiești. Deci facem tot ce putem, aducem tot ce putem. Nici nu putem să aducem materiale așa că vine unul și își face o fabrică de măști mâine. Nu avem cum, pentru că masca nu protejează, e o falsă apărare. Și atunci aceste materiale, în limita legii, ca cea mai scurtă cale, trebuia vizate și testate totuși. Pentru că omul ăla trebuie să aibă o garanție că nu se infectează. La fel, modificăm circuitele și secțiile în Spitalul Județean astfel încât să fim cât se poate de atenți la orice caz. Da, vă dau un exemplu foarte simplu. Și iarăși un apel, nu se întâmplă nimic dacă ai fost în zonă roșie și te-ai îmbolnăvit de altceva. Există un spital desemnat care te va trata cu medici foarte buni, Spitalul Municipal Câmpina. La fel, nu înțeleg de ce unii oameni mint când se prezintă camera de urgență. De ce îi mint pe colegii mei din UPU? A fost un caz acum câteva zile, la mediația noastră. I-a picat biletul de avion în buzunar. Este negativ pacientul respectiv, e foarte bine așa. Dar dacă era pozitiv, chiar dacă colegii s-au ferit, erau dotați cu măști și mănuși, au izolat pacientul imediat, am venit, am recoltat. Totuși, de ce mințim? Eu știu că în București s-a prezentat un pacient, mi-a spus un alt amic din București, care a spus, dom'le, eu e posibil să fiu infectat, am venit din Italia, am venit cu mască și mănuși, unde mă duceți? Omul a venit pur și simplu, ce? N-am niciun simplu. E clar că sunt și oameni cu conștiință, cu simț civic. Am mai găsit un cetățean foarte responsabil, care mi-a spus, dom'le, sunt în tren, vin din Germania. Nu m-a întrebat nimeni nimic. Deci s-a întâmplat. Se întâmplă lucruri de genul ăsta. Scapă filtrului. E imposibil să nu scape.
Dar oameni responsabili ca ei ar trebui să fie toți. Pentru că își pot îmbolnăvi și familia, își pot îmbolnăvi părinții, copiii. E mai bine să ne spună. Da, deși știu că timp foarte mult nu este la dispoziție, ne proposesem doar câteva minute, era evident că o să discutăm mai mult, nu o să avem timp să discutăm absolut tot, mult discutatele, că tot era repetitiv acest cuvânt, aparate real-time PCR, știți că a apărut în spațiul public, da. Era vorba de câteva care existau, dar nu aveau setată această opțiune pentru COVID. Luni de când practic mi-am intrat în pâine, împreună cu Direcția Sanitară Veterinară, cu domnul director Stratula, am perfectat un protocol de colaborare. Ieri am discutat cu Ministerul Sănătății care este procedura și ne sprijină foarte mult, astfel încât acest aparat să poată fi finanțat din Programele Naționale de Sănătate, vorba de achiziția de kituri. Colegii mei vor merge la training, un training accelerat, cei trei medici ai Direcției State Publică, și astăzi de acolo vin, am încheiat toate documentele, deci n-a durat nu știu câte zile, a durat câteva minute și sperăm cât de repede să reușim să facem niște teste de calitate. Pentru că foarte puțin înțeleg, un aparat de asemenea complexitate, o linie de biologie moleculară, nu poți într-o zi sau într-o oră să-l convertești de la depistarea pestei porcine veterinară la depistarea virusului SARS-CoV-2. Sunt niște lucruri care trebuie să se întâmple, sunt niște circuite care astăzi DSV-ul ne ajută și le schimbă, circuite separate pentru probe, circuite separate care nu se infecteze nici personalul, nici cei de acolo. Toate lucrurile astea se întâmplă, niște pereți de făcut și așa mai departe. Lucrurile se întâmplă la urgență, iar eu țin legătura permanent cu Ministerul și cu cei de la Institutul Național, astfel încât colegii mei să primească acest training accelerat, să nu greșim. E mai rău dacă greșim. Pe de altă parte, un alt aparat va veni. Ieri am înțeles că s-a semnat contractul spre ajutor de urgență, un aparat care va determina într-un timp scurt virusul, astfel încât orice pacient suspect va fi izolat până când iese probă. Probabil undeva de 30-45 de minute. Și atunci creăm o liniște și mai mare linie de gardă și suntem mult mai aproape de un test pozitiv, deci știm ce să facem cu pacientul. Este pozitiv, are o apendicită, a plecat la Câmpina. Este pozitiv, doar boala de bază, pneumonie, SARS-CoV-2, merge pe boli infecțioase și va fi tratat. Vă mulțumesc foarte mult. Spor la treabă în continuare. Vă mulțumesc. În cazul în care apar probleme, știm că aici găsim deschidere și că le putem comunica oamenilor, deci să stea liniștiți că nu este o problemă cu abordarea la Direcția de Sănătate Publică Prahova, se comunică foarte bine, evident atât cât permite legea. Oameni buni, încă o dată, stați în casă. Este singurul apel pe care îl putem face, depinde foarte mult de noi pentru ca acești oameni să nu fie pur și simplu sufocați, așa cum ați văzut sistemele de sănătate din țări mult mai pregătite decât noi au cedat și ele au fost depășite de situație. Este o situație extrem de complicată, nu e timp nici de critici, trebuie să vedem concret ce putem face și în primul rând ceea ce depinde de noi să stăm acasă. Vă mulțumesc, domnule director. Mulțumesc.